Lăuda să fie Iisus și bine ne reîntâlnim, dragi prieteni, la o nouă ediție specială realizată de echipa RCIS Media, de această dată prilejuită de împlinirea a 30 de ani de la înființarea Centrului Diecezan Caritas Iași. Tocmai de aceea vă salutăm cu multă bucurie de la microfoanele RCIS Media, Alexandra Cojan și părintele Adrian Blăjuță, împreună cu care încercăm să conturăm, iată, acești 30 de ani, să înțelegem care este misiunea Centrului Diecezan Caritas și ce anume își propune zi de zi prin ceea ce ei fac, prin activitățile pe care le desfășoară. Lăudați să fie Iisus, Părinte Adrian, bine ne reîntâlnim! În vecii vecilor, amin! Bun găsit, Alexandra! Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție specială pe care o realizăm la 30 de ani de caritate a Centrului Diecezan Caritas. Suntem împreună pentru mai multe împărtășiri, pentru a vorbi despre ceea ce s-a întâmplat în cei 30 de ani de caritate, de activitate a Asociației Centrul Diecezan Caritas, și vom vedea cum a crescut această asociație, persoane care s-au implicat și cum a fost posibil ca, iată, timp de 30 de ani, de aici, din centrul acesta, de unde ne aflăm noi, să se îndrepte spre toți cei din dieceza romano-catolică de Iași, brațele deschise, pentru a le veni în ajutor celor care au nevoie. Și vom vorbi în cadrul acestei ediții speciale, va fi o ediție specială mai lungă și o vom urmări în mai multe episoade, împreună cu cei care lucrează la Asociația Centrul Diecezan Caritas Iași. Vom împărtăși impresii, vom vorbi despre această asociație, vom vorbi despre beneficiarii acestei asociații și sperăm ca să ajungă în casele dumneavoastră aceste vești bune, să priviți la această activitate, la ceea ce fac membrii Caritas Iași și să învățăm și noi, la rândul nostru, să fim mai buni și să oferim din puținul nostru pe care îl avem. Vă invit pe toți să distribuiți această transmisiune pentru ca să ajungă în casele prietenilor noștri și să facem într-adevăr o sărbătoare, chiar dacă timpurile pe care le trăim în acest an, în această perioadă așa dificilă, nu ne permit să facem o sărbătoare cu adevărat așa cum ar merita Asociația Centrul Diecezan Caritas, dar încercăm împreună să facem un moment omagial pentru acest centru de caritate. Și vom avea mai multe episoade pe care le vom prezenta, pe care le vom urmări. Vom vorbi în cadrul acestei ediții speciale despre programul Servicii de Îngrijire la Domiciliu, vom vorbi despre domeniul copii, tineri și familii, vom vorbi despre proiectele europene care se derulează în cadrul Asociației Centrul Diecezan Caritas Iași. Vom vorbi despre departamentul de voluntariat, foarte important și acest departament, dar și despre formarea profesională și, bineînțeles, vom avea multe surprize pe care vi le vom împărtăși la momentul potrivit. Vor fi persoane din dieceză care au activat, care au lucrat în cadrul Asociației Centrul Diecezan Caritas Iași, care să ne împărtășească gândurile lor la 30 de ani de caritate. 30 de ani de caritate, cine altcineva ne poate vorbi într-adevăr cel mai frumos, cel mai bine despre ce se întâmplă la Centrul Diecezan Caritas Iași decât cei care zi de zi, să spunem așa, pun în practică această misiune caritativă? Și încă de la început aș dori să îi prezint pe primii noștri invitați, cei care ne vor vorbi despre serviciile de îngrijire la domiciliu. Este vorba de doamna Maftei Păvăluca Ancadiana, director domeniu vârstnici și persoane cu dizabilități. Bun venit! Doamna Dugariu Antonina, coordonator diecezan programul Servicii de Îngrijire la Domiciliu. Bun venit! Bun venit și dumneavoastră în casa noastră. Ne bucurăm și ne face o deosebită plăcere să fiți aici. Mulțumim de găzduire. Și doamna Bura Galina, coordonator Centrul de Îngrijire la Domiciliu Iași.
Bun venit! Mulțumesc frumos, bună ziua tuturor! Mulțumim! Așadar, pornim la drum și cum putem porni la drum, Părinte Adrian, decât încercând să conturăm un scurt istoric, să vedem cum am ajuns la ceea ce avem astăzi, de unde nevoia înființării unui program dedicat, iată, după cum spuneam, îngrijirii la domiciliu și ce anume face până la urmă această ramură. Doamna Anca! Anul acesta ne-a acordat ocazia să ne gândim mult la trecut și să rememorăm istoria și nu întâmplător anul acesta am sărbătorit și 20 de ani de la înființarea programului de îngrijire la domiciliu. E clar că am pornit de la o nevoie. Deja activitatea Caritas era de 10 ani în dieceză, în momentul în care a apărut serviciul de îngrijire la domiciliu. S-au identificat nevoi în activitatea curentă, în activitatea practică pe teren. Am identificat vârstnici care aveau nevoie de sprijin, de ajutor și de niște oameni care să le fie aproape. Astfel, acum 20 de ani, a luat ființă primul centru de îngrijire la domiciliu, respectiv cel din Roman, județul Neamț, și ne-am bucurat foarte mult atunci de sprijin internațional, de sprijinul colegilor de la Asociația Caritas Münster, fără de care înființarea îngrijirilor la domiciliu în dieceza de Iași nu ar fi fost posibilă. Ei ne-au ajutat cu partea de formare profesională a angajaților inițial, cu modele de lucru, cu materiale de îngrijire, chiar cu instrumente de lucru care le-am adaptat și totul s-a întâmplat într-un context firesc, răspunzând nevoilor vârstnicilor și am reușit așa să conturăm o echipă de oameni care, chiar una dintre colegele noastre, anul acesta a ieșit la pensie, a fost una dintre primele asistente medicale care a lucrat în cadrul programului de îngrijire la domiciliu. De-a lungul timpului am reușit să ne diversificăm serviciile, am reușit să fim prezenți în mult mai multe comunități unde nevoia a fost și mai mult de atât au fost posibil și datorită contextului, colaboratorilor și respectelor financiare, legislative. Și așa este povestea noastră, o poveste de 20 de ani în care am încercat să numărăm câți vârstnici am sprijinit. Recunosc că nu am reușit să finalizăm numărătoarea până în prezent, dar cert este că din vremurile recente reușim să sprijinim peste 1500 de vârstnici anual în toată dieceza și asta ne face să ne simțim util și știm că dăm ceva comunității și persoanelor care au nevoie de noi. Haideți să prezentăm pe scurt programul acesta, pentru că, bineînțeles, activitățile sunt multe. Vorbeați despre faptul că se află acest program în derulare în diferitele comunități din Moldova, din dieceza romano-catolică de Iași și să vedem un pic care sunt serviciile oferite pentru beneficiarii acestui program. Îmi face deosebit de plăcere să vorbesc de serviciul de îngrijire la domiciliu. Eu cu colega mea de 13 ani, de 12 ani, coordonăm acest serviciu. Scopul serviciului, programului servicii de îngrijire la domiciliu este creșterea calității vieții persoanelor vârstnice imobilizate la pat sau la domiciliu. Serviciile pe care noi le oferim sunt servicii de îngrijire medicală la domiciliu, asistență socială și servicii comunitare. Și ne-am dezvoltat activitatea în partea de nord-est a României, bineînțeles în dieceza de Iași. Momentan ne desfășurăm activitatea în 5 județe, în Bacău, în Suceava, în Iași, în Neamț și în Vaslui. Avem peste 60 de angajați, asistenți medicali, asistenți sociali, îngrijitori bătrâni la domiciliu, kinetoterapeuți și medici. Aceștia, cum spune și colega mea, anual îngrijesc peste 1500 de persoane vârstnice la domiciliu în casa lor proprie. Dar bănuiesc că nu doar cu angajații lucrați, probabil sunt și alți colaboratori care vă ajută. Avem într-adevăr foarte mulți colaboratori cărora le mulțumim pe această cale fiind și o ediție aniversară și cu siguranță fără aceștia activitatea noastră nu ar fi completă, nu ar fi așa de frumoasă. Avem foarte mulți voluntari în fiecare centru de îngrijire la domiciliu
Și mă gândeam că poate ar fi bine să amintesc și locațiile unde avem implementat acest serviciu. În județul Suceava avem centrul de îngrijire la domiciliul Suceava, cu activitate în Suceava, în zonele limitrofe și momentan de 2 ani, de 3 ani, avem un proiect european și avem și activitate în comuna Preotești. În județul Bacău avem 2 centre de îngrijire la domiciliu, în comuna Faraoani, cu activitate în Faraoani și Valea Mare, și comuna Pârgărești. În județul Iași este cea mai mare activitate dezvoltată ca și teritoriu, poate ca și angajați. Avem centrul de îngrijire la domiciliu din Iași, cu activitate în zona limitrofă din Iași și Iași, bineînțeles, Saroneanu, mai recent. Avem centrul de îngrijire la domiciliu din Iugani, cu activitate în Iugani, în Hălăucești și Oțeleni. Și apoi în județul Neamț avem activitate în Săbăoani și Roman, cu activitate și în Adjudeni și Tămășeni. Și a rămas Vaslui la Huș. Și anul viitor vom dezvolta activitatea de îngrijire la domiciliu și într-o zonă apropiată de Huș, în comuna Berezeni și respectiv Dodești. Asta este pe scurt. Am stat odată cu Anca să analizăm cam care este zona teritorială unde noi oferim aceste servicii. Cred că am numărat peste 30 de localități individuale unde colegii noștri ajung zilnic și sprijină persoanele vârstnice. Un program destul de larg care ajunge la atâtea persoane cu atâția oameni implicați, angajați, voluntari în acest program și dacă stăm și ne gândim pentru asta, sigur, e nevoie de fonduri, de o sursă de finanțare. Și de unde vin banii? Pentru că, sigur, e caritate, e voluntariat, dar e nevoie pentru a veni în sprijinul atâtor persoane să ai și niște fonduri. Într-adevăr, e nevoie de fonduri și e nevoie de fonduri multe. Noi am ajuns așa la o paradigmă. În îngrijirile la domiciliu se vorbește de îngrijiri pe termen lung. Asta este conceptul, dar noi reușim să facem îngrijiri pe termen lung, de cele mai multe ori cu fonduri pe termen scurt. De ce spun asta? Pentru că încercăm în mod deosebit să finanțăm prin intermediul diverselor proiecte, că altfel surse de finanțare stabile nu sunt. Și astfel avem diverse tipuri de proiecte, fie că vorbim de fonduri europene nerambursabile, de proiecte finanțate de Ministerul Muncii sau mai bine zis subvenționate, dar mai există un mecanism de finanțare, cel de contractare de servicii de la consiliile locale. Lucrul acesta considerăm că este cel mai benefic, este un model care trebuie dezvoltat, mai ales că este și o responsabilizare asupra comunităților în care lucrăm, ca autoritățile publice locale să se implice în mod direct în sprijinirea serviciilor pentru persoanele vulnerabile din comunitate. Completăm sursele de finanțare și prin colecte, prin campanii de fundraising, prin donatori care reușesc să ne sprijine zi de zi activitățile, cât și contract cu Casa de Asigurări de Sănătate pe componentă de servicii medicale. Cum ne place nouă să zicem, facem un slalom printre sursele de finanțare ca să reușim la începutul fiecărui an să avem un buget care să ne asigure funcționarea pe încă un an. Din păcate, mergem de la an la an fără a fi ceva predictibil pe o perioadă lungă de timp. Am înțeles. Rămânând puțin tot la această descriere, să spunem, a modului în care arată acest program astăzi, v-aș întreba și despre activitățile cu caracter special sau dacă aveți așa ceva sau cumva activitățile sunt toate la fel de fiecare dată și peste tot. Nu. Bineînțeles că activitatea noastră, ca să fie în folosul beneficiarilor, să fie specifică nevoilor pe care aceștia le au și bineînțeles vorbim de 1500 de beneficiari, dar niciunul nu este la fel, chiar dacă poate că vârsta ne aseamănă sau un anumit context, cu sprijinul angajaților și al voluntarilor și al colaboratorilor, dezvoltăm și servicii speciale sau activități unice pe care le desfășurăm anual sau poate în decursul timpului le-am dezvoltat și vorbim aici de pelerinaje și aici amintesc un pelerinaj foarte drag nou, pelerinajul de la Cacica, cu ocazia zilei bolnavului pe care noi o aniversăm în luna mai. În 2008 a fost primul pelerinaj la Cacica
și pe care l-am repetat în fiecare an și l-am organizat în Episcopia Roman-Catolică, l-a organizat în colaborare cu noi, cu programul de îngrijire la domiciliu și cu parohiile romano-catolice din dieceză. Este un pelerinaj foarte drag nouă și de care beneficiarii noștri se bucură și l-așteaptă în fiecare an. Apoi avem vizitele pe care le facem cu ocazia diverselor evenimente. Avem 8 martie, avem sărbătoarea pascală, avem sărbătoarea nașterii Domnului și în curând voluntarii noștri se pregătesc deja și vor colinda beneficiarii noștri. Și apoi, bineînțeles, mai avem sărbătorile pe care le facem la nivel diecezan și avem o sărbătoare foarte dragă nouă, care este ziua vârstnicului, pe care o desfășurăm la 1 octombrie. Asta în mare, apoi fiecare centru de îngrijire la domiciliu are posibilitatea la nivel local, în parteneriat cu colaboratori, cu voluntari, cu autoritățile publice locale, să dezvolte alte tipuri de activități, sărbări, de exemplu am organizat sărbări în colaborare cu școli. Și copiii vin, cântă, dansează, asta în vremurile bune și sperăm să ne și întoarcem la vremurile acelea frumoase, în care uneori părinții au avut ocazia să-și vadă copiii dansând pe scenă, făcând scenete, piese de teatru, pentru prima dată, într-o sărbare organizată de colegii noștri din centrele de îngrijire la domiciliu. Și bineînțeles, în spate putem cumva prevedea și ecourile și bucuria pe care o au cei vârstnici în momentul în care au acces la aceste tipuri de activități și participă la viața comunității. Pentru că, de fapt, urmărim și lucrurile acestea prin activitățile speciale pe care le organizăm, să creștem calitatea vieții, să aibă acces și la alte tipuri de servicii în comunitate și să participe activ la viața comunității. Pentru că serviciile de bază, într-adevăr, sunt servicii de îngrijire medicală, asistență socială și servicii de îngrijire comunitară. Pentru cei imobilizați sau dependenți, poate este mai greu să vină în comunitate. Pentru aceștia mergem noi la ei. Dar dacă sunt persoane care au capacitatea de a se deplasa, care pot fi ajutate să vină într-o activitate, pentru noi este o mare realizare să putem face lucrul acesta. 1990-2020, 30 de ani de caritate. Cu siguranță, în acest an, ați tras așa o linie și ați discutat despre succesul acestor programe, despre ceea ce s-a realizat în cei 30 de ani. Și dacă vorbim despre acest proiect, haideți să vedem care sunt principalele beneficii care sunt aduse beneficiarilor, dar și comunităților în care se află aceste centre de îngrijire la domiciliu. Cred că principalul beneficiu pe care îl aducem este de a oferi servicii economice atât familiei și cât și comunității, pentru că este cel mai ieftin serviciu de a face asistență medicală și socială la domiciliu, micșorând zilele de spitalizare. Alt beneficiu adus familiei este de a păstra familia întreagă. Vârstnicul sau beneficiarul rămâne în sânul familiei. El nu pleacă din zona lui de confort, pentru că este o provocare mare pentru vârstnic. Alte beneficii, bineînțeles, sunt și la nivel macro, la nivel de comunitate, la nivel de a sensibiliza oamenii cu privire la problematicile persoanelor vârstnice, de a-i vedea ca un întreg, ca o parte a comunității, și așa noi de multe ori aducem și în atenția autorităților problematicile din comunitate, cât și prin toate campaniile și evenimentele de care amintea colega mea, reușim să atragem atenția asupra problemelor cu care ne confruntăm zi de zi, asupra oamenilor care sunt în nevoie, dar poate fiecare dintre noi, fiind prins în vâltoarea activităților curente, uită să mai aplece atenția și asupra acestor aspecte, și rolul nostru este și de a fi mesagerul celor în nevoie și de a aduce cât mai mulți oameni aproape și cât mai mulți oameni să conștientizeze problemele din societatea în care trăim.
Vreau să mai adaug că echipa noastră este structurată astfel încât să vină cu un sprijin complementar familiei, de a oferi acel plus când ei nu au timp, când nu sunt aproape și nu oferim o asistență permanentă beneficiarilor. Este desemnalizat acest lucru pentru că foarte multe persoane se confruntă cu faptul, cu lipsa, și aici aduc aminte de problemele cu care ne confruntăm și provocările de zi cu zi, lipsa aparținătorilor sau depărtarea acestora. Acum, în contextul pandemiei, nici măcar vacanțele care le făceau anuale împreună cu părinții sau bunicilor nu au lipsit total. Și ei se văd izolați la domiciliu, lipsiți de resurse financiare, sociale, accesul la servicii, la medicile de specialitate. Adăugăm. Se întâmpină așadar și provocări în, să spunem așa, această muncă pe măsură ce doriți să vă atingeți aceste obiective pe care până la urmă sunt puse încă de la început. Ce alte provocări mai întâmpinați? Provocările sunt multe, de asta ne determină să muncim cu mai mult drag și să facem lucrurile cât mai bine. Provocările sunt și de ordin financiar, cum am adus aminte. Provocări sunt și de ordin legislativ, pentru că suntem într-un stat, într-o țară în care schimbările sunt de la zi la zi și nu întotdeauna foarte aplicate activităților practice, ceea ce se întâmplă în mod curent în activitățile noastre de teren, nu neapărat se reflectă și în perspectivele legislative. Cum aducea aminte și colega mea, multe provocări sunt legate de condiția vârstnicului în sine, de a avea materialele necesare să-i putem îngriji, de a putea să restabilim uneori relația lor cu aparținătorii sau chiar de a lucra cu aparținătorii pentru a ne putea desfășura noi activitatea. O altă provocare este faptul că colegii în activitatea curentă, practică, zi de zi pe teren, găsesc și multe probleme pe care noi nu le putem acoperi, pentru că nu putem face tot. Și atunci este greu pentru un vârstnic care nu are venituri, nu are cu ce să se hrănească zi de zi, ne venim cu partea noastră de activități, dar nevoile sunt mult mai mari. De asemenea, de multe ori locuiesc în condiții insalubre și la fel ne este greu și noi să ne desfășurăm activitatea când condițiile din casa lor nu ne permit. Și mai există și aspectul de persoane care au nevoie de supraveghere permanentă, ori noi nu putem face lucrurile acestea prin natura activității. Ce modele de bune practici puteți împărtăși cu noi? Cum spunea și colega mea, într-adevăr, munca este provocatoare și asiduă. Ne străduim în fiecare an să găsim surse de finanțare, să menținem aceleași servicii pe care le-am dezvoltat, să oferim servicii măcar acelor beneficiari pe care i-am identificat și pe care nu putem să-i abandonăm. Dar în decursul nostru istoric am reușit să dezvoltăm mai multe modele de bune practici, mai multe proiecte și aici aș vrea să aduc cel mai mult în vedere colaborarea pe care o avem mai recent de câțiva anișori cu consiliile locale. Avem câteva consilii locale și aș vrea să amintesc de Faraoani, de Săbăoani, de Pârgărești, de Oțeleni, mai puțin spre zona Mircești, Răchiteni la început. Avem și am avut proiecte și în Iași, dar cel puțin în Faraoani, Săbăoani și Oțeleni avem o finanțare aproape 100% pe salariile personalului de acolo, ale colegilor noștri și cred că este un lucru foarte, foarte bun pe care am reușit să-l dezvoltăm în acești ani și este direcția în care vrem să mergem în continuare, pentru că, într-adevăr, cum spunea și colega mea, este cel mai sănătos mod de a implementa aceste servicii, pentru că în cadrul comunităților noastre, într-adevăr, se identifică o nevoie. Nevoia aceasta există, dacă stăm să analizăm statistici și rapoarte, cu siguranță îmbătrânirea comunităților noastre este un factor de risc și
colegi de-ai noștri de la alte caritasuri au făcut o analiză și spuneau că peste 20% din populația vârstnică necesită îngrijire la domiciliu. Și dacă stăm să analizăm comparativ cu nevoia, cred că undeva de 0, nu știu cât la sută beneficiază de aceste servicii. Noi nu reușim să aducem partea asta de capital, de resursă financiară, dar știm foarte bine să oferim aceste servicii, avem expertiză, avem modele pe care le-am dezvoltat de-a lungul timpului și bineînțeles că din 2000, când am înființat primul centru, am dezvoltat și partea asta de cunoștințe profesionale, ne-am adaptat la nevoile beneficiarilor și atunci avem capacitatea de a dezvolta aceste servicii, doar că ne lipsește partea financiară. În momentul în care comunitățile locale vin și ne sprijină cu aceste resurse, împreună putem dezvolta servicii sănătoase aplicate pe nevoile comunităților. Dacă îmi permit să completez și eu ceva, un alt model de bună practică este și colaborarea cu parohiile din dieceză, pentru că în mare parte din localitățile în care ne desfășurăm noi activitate, parohia este o resursă activă pentru noi. În unele zone avem privilegiul de a avea spațiile oferite de parohii, dar mai mult de atât, biserica din fiecare comunitate susține activitatea noastră și este și un catalizator, pentru că vârstnicii rezonează foarte mult cu activitățile de genul acesta și nu numai, dar pentru noi este punctul de legătură, liantul din fiecare comunitate în care ne desfășurăm activitatea. Și ca să nu se supere alți reprezentanți din comunități, aș vrea să amintesc și comunitatea din Tămășeni, care de câțiva ani este foarte aproape și ne sprijină și cu activitatea de acolo în mod deosebit. Și Sagna. Avem atât de multe colaborări încât ne este teamă să nu uităm pe cineva și să se supere cineva. Având o viziune diecezană, ne este greu să focalizăm pe fiecare comunitate în parte, la prima vedere, dar după aceea dacă stăm să ne analizăm. Ce aș vrea să mai amintesc aici este colaborarea pe care o avem, poate și aceasta tot recent, cu celelalte asociații catolice din caritative din dieceza de Iași. Undeva, cred că prin 2017-2018 ne-am văzut pentru prima dată, ne-am cunoscut mai mult cu congregațiile și asociațiile caritative care oferă servicii persoanelor în suferință, bolnavilor, și aici avem centre rezidențiale, centre de zi, servicii de îngrijire la domiciliu. Ne-am cunoscut puțin mai bine, atunci ne-am dat seama că avem o nevoie comună de a ne forma în acest domeniu, de a participa la cursuri de formare continuă și de atunci împreună mergem și participăm la zile de reculegere, la cursuri de formare profesională, facem mai multe schimburi de experiență, suntem împreună și cred că lucrul acesta la nivel diecezan este un plus și pentru noi și putem să împărtășim și celorlalți ca să fim împreună pe drumul acesta. Așadar, și partea aceasta spirituală este foarte importantă în cadrul acestui program. De fapt, cred că e foarte importantă în tot ce înseamnă Asociația Centrul Diecezan Caritas Iași. Suntem într-un an dificil, 2020, probabil că și anul următor vom trăi timpuri dificile și am văzut activitățile pe care le-ați desfășurat, cele pe care le-ați prezentat prin mijloacele de comunicare ale Episcopiei, dar și prin alte mijloace de comunicare. Vă felicităm pentru această implicare și dacă putem să amintim pe scurt ceea ce ați realizat, ceea ce ați făcut în acest an de pandemie, an dificil, în acest program de îngrijire la domiciliu, pentru că au fost mulți și știu că nu sunt doar catolici cei care beneficiază de sprijinul dumneavoastră, sprijinul acestei asociații Centrul Diecezan Caritas Iași, dar poate că în timpurile acestea implicarea voastră a fost și mai oportună, pentru că mulți, poate beneficiari, persoane în vârstă, au fost acasă, n-au avut cine să-i viziteze și cred că ați fost cei care le-ați dat un bună ziua și le-ați fost alături. E clar că a fost un an greu pentru noi toți.
A fost, ne-am confruntat cu situații pe care nu le-am fi așteptat niciodată, iar în luna martie-aprilie, la început de pandemie, când toată lumea era speriată, nu știam în ce direcție să pornim, colegii noștri au reușit să fie activi, să fie pe poziție, să-și înfrângă propriile temeri, că au fost și acestea, și să reușim să ne continuăm cât de bine am putut noi activitatea zilnică pe teren, să răspundem poate unor provocări care nu le-am fi întâlnit până atunci, să reușim să facem poate minimul de cumpărături pentru un vârstnic care nu putea să iasă din casă în perioada respectivă, să aducem o vorbă bună, o informație suplimentară când toată lumea era bulversată de ceea ce se întâmpla în jurul nostru. Și astfel nu am pus stop deloc, nu ne-am oprit nici măcar o zi din activitatea noastră curentă și am reușit să răspundem prompt tuturor situațiilor din teren și, cum am zis, în primul rând ne-am învins propriile temeri și am avut curajul să continuăm. Aș vrea să completez eu și să mulțumesc parohiilor Romanul Catolicii și Episcopiei pentru că au înființat acel cont și au donat pentru ca noi să putem să ducem alimente de bază persoanelor care au nevoie de aceste lucruri. Clar că nu putem oferi doar servicii fără să ținem cont de nevoile noastre de bază și atunci a fost un sprijin foarte mare pentru noi în activitatea pe care noi o desfășurăm, pentru că avem persoane care necesită aceste alimente de bază și pe care nu le pot procura din resursele proprii. Și, într-adevăr, vreau să mulțumesc parohiilor Romano-Catolice, Episcopiei, bineînțeles celor care ne ajută și, cum spunea și colega mea, într-adevăr, în parohiile, în localitățile unde noi ne desfășurăm activitatea, un mare plus este datorat colaborării cu parohiile romano-catolice și cu colaboratorii pe care îi avem la nivel local. Și de fiecare dată avem și de Crăciun și de Paști, mai avem o colectă de alimente neperisabile pe care le desfășurăm în mai multe locații și aceste lucruri vin în sprijinul nevoilor beneficiarilor noștri și noi nu am putea să le acoperim fără ajutorul lor. Într-adevăr, urmează un an poate nu la fel de greu ca acesta, pentru că deja cam știm despre ce e vorba, dar cu siguranță nu la fel de ușor ca cele dinainte de 2020. Cum priviți viitorul? Cumva ce priorități vă fixați, atât pentru anul care vine, cât și cumva la acest ceas aniversar după 30? Pentru că nu înseamnă că au fost 30 și acum punem lacătul pe ușă. Se continuă, marcăm acest mic jubileu, dar cu și mai multă responsabilitate, cred, pășim înainte. Dorim să continuăm cel puțin la același nivel în anul următor, întrucât chiar dacă noi nu ne-am oprit, contextul economic nu este foarte favorabil și sunt sigură că va fi nevoie să compensăm anumite surse de finanțare care nu mai sunt sau anumite colaborări și atunci pentru noi echipa de coordonare munca este cu atât mai grea ca să reușim să asigurăm toate resursele necesare. Pe de altă parte, pentru colegii care lucrează zi de zi pe teren cu persoanele vârstnice, pornesc la drum cu același entuziasm, cu aceeași dorință de a schimba ceva cât de mic în situația fiecărui vârstnic care ajunge să fie beneficiar al programului nostru. Dacă ar fi un deziderat, o idee, un vis, este să reușim să, asta nu neapărat pentru anul viitor, cât pentru următorii 30 de ani, să reușim să existe servicii de îngrijire la domiciliu în fiecare comunitate în nevoie. Asta este visul nostru. Poate nu vom contribui doar noi, nu este un vis unitar, este un vis, să spunem, poate comun al tuturor furnizorilor de servicii, al tuturor care văd nevoi în teren, ca cel puțin în dieceza de Iași și în următorii 30 de ani să nu existe nicio comunitate în care sunt persoane vârstnice în nevoie, care să nu aibă un angajat, Caritas sau în altă parte, care să fie alături de oamenii respectivi și să contribuim la bunăstarea lor și la îmbunătățirea condițiilor de viață. Deja timpul trece. Am vorbit despre această activitate a programului servicii de îngrijire la domiciliu și, într-adevăr,
se pare că munca este destul de largă și atâția beneficiari, atâția oameni cu inimă care se implică în această activitate. Vă mulțumim pentru tot ceea ce faceți, pentru bătrânii noștri, pentru cei vulnerabili, pentru cei care au nevoie cu adevărat de sprijinul Asociației Centrul Diecezan Caritas Iași. Și vă dorim succes pe mai departe, să dea Domnul într-adevăr, așa cum aminteați, ca în fiecare comunitate să fie cel puțin un membru Caritas care să vină în sprijinul celor care au nevoie și exemplul lor să fie urmat și de alții. Și le spunem la mulți ani, la mulți ani înainte, la cât mai multe realizări, iată, pentru beneficiarii noștri, îi facem ai noștri pentru că ne simțim și noi parte, dar și pentru cei care lucrează, pentru că cu siguranță acest a dărui sau a face ceva pentru celălalt ne îmbogățește și pe noi ca de fiecare dată. La mulți ani așadar și sărbători frumoase! Mulțumim! Mulțumim că ați fost alături de noi! Noi ne luăm rămas bun pentru moment, vom continua însă cu o următoare, să spunem așa, ediție cu o următoare dimensiune care ține de Centrul Diecezan Caritas Iași, așadar îi rugăm pe cei de acasă să ne urmărească și la următoarea ediție. Sigur că următorul episod al ediției speciale realizată cu ocazia celor 30 de ani de caritate a Asociației Centrul Diecezan Caritas Iași. Vom vorbi despre domeniul copii, tineri și familii. Va fi, sigur, un episod în care vom vedea cum continuă și în această privință și în această dimensiune activitatea Asociației Centrul Diecezan Caritas Iași. Vă invităm să rămâneți alături de noi și să distribuiți aceste transmisiuni pentru ca ele să ajungă la cât mai multe persoane și să dea Domnul ca exemplul Asociației Centrul Diecezan Caritas Iași să fie urmat de cât mai mulți.